Polițiștii din cadrul biroului rutier al Poliției Municipiului Suceava au fost martorii unei urmăriri spectaculoase pe străzile orașului. Totul a început când un aparat radar montat pe auto speciala de poliție a înregistrat o motocicletă în mare viteză, circulând cu 114 km pe oră într-o zonă cu limitare de 40 de km pe oră pe strada Ștefan cel Mare din Suceava. Conducătorul motocicletei a fost oprit inițial, dar situația a luat o turnură neașteptată. Când i s-a cerut să oprească motorul și să scoată cheile din contact, acesta a accelerat brusc și a demarat în trombă, sporind viteza de deplasare. Polițiștii au declanșat o urmărire cu semnale acustice și luminoase, făcând somații verbale prin sistemul acustic al autospecialei. Urmărirea a continuat pe mai multe artere de circulație din Suceava, iar motocicleta a fost înregistrată de mai multe ori, circulând cu viteză de până la 138 de km pe oră, în zone cu limitare de 40 de km. Mai mult, conducătorul motocicletei a circulat și pe sensul opus de deplasare, ignorând regulile de circulație și punând în pericol participanții la trafic. Eforturile polițiștilor au dus în cele din urmă la blocarea și oprirea în siguranță a motocicletei. Conducătorul a fost identificat ca fiind un bărbat de 29 de ani din comuna Udești. Acesta a fost supus unui test cu aparatul etilometru, care a indicat o concentrație de 0,0 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Totuși, pentru abaterile grave comise, bărbatul a fost sancționat cu amenzi în valoare de 17.805 lei, conform prevederilor privind circulația pe drumurile publice. De asemenea, a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis. În contextul sezonului de vară, cu temperaturi în creștere, circulația cu bicicleta, motocicleta sau mopedul devine mai frecventă. Atât conducătorii acestor vehicule, cât și ceilalți participanți la trafic sunt îndemnați să respecte cu strictețe regulile rutiere pentru a evita situațiile periculoase și accidentele cu consecințe grave.